De Paște au cântat pentru petrecăreți, acum a venit rândul lor să se simtă bine. Vorbim despre artiștii de muzică populară care au decis că merită și ei o mică petrecere. Au cântat și au dansat după placul inimii până în zorii zilei. Petrecăreți de sărbătoarea Pascală, a venit rândul lor să se distreze, iar când se adună mai mulți artiști la un loc, este o petrecere pe cinste. V-am adus să vedeți cum petrec popularii, cum le spuneți voi, pentru că dacă mulți dintre ei au cântări în zilele de Paște, e bine, au și ei dreptul la momente de relaxare. Așa că ne-am oferit nouă cea de-a treia zi de Paște, petrecem, cu atât mai mult cu cât este și ziua uneia dintre colegele noastre. Artiștii știu cel mai bine să petreacă, iar când sunt pe scenă, se simt în largul lor. În timp ce soliștii cântau și jucau de mama focului, în bucătărie se pregăteau bucate delicioase în ton cu sărbătoarea. Avem drop de miel, friptură de miel, inclusiv adevărata ciorbă de miel. Ne-au cerut jumări, puțin de poftică, atât, așa se exprimă. Dar dânși ar dori, dar dacă acestea sunt standardele. Dar n-au zăbovit prea mult la masă și au trecut din nou pe scenă. Doarnă,